Romanian Basic Course, Lesson 56, Grammar Perception Drill. Lecția 56, Introducerea gramaticii noi. Eu am venit în Monterey în anul 1956. Înainte, eu am locuit în România. Înainte de a veni în Monterey, eu am locuit în România. A locuit domnul Pop în România înainte de a veni în America? Da, înainte de a veni în America, el a locuit în România. Nu, înainte de a veni în America, el a locuit în Franța. A cumpărat domnul Pop o casă înainte de a cumpăra mașina? Da, înainte de a cumpăra mașina, el a cumpărat o casă. Nu. Înainte de a cumpăra casa, el a cumpărat mașina. Ai lucrat înainte de a intra în armată? Da, înainte de a intra în armată, am lucrat. Nu, înainte de a intra în armată, n-am lucrat. Ai vorbit cu profesorul înainte de a merge acasă? Da, înainte de a merge acasă, am vorbit cu profesorul. Nu. Înainte de a merge acasă, n-am vorbit cu profesorul. Au protestat hoții înainte de a fi arestați? Da, înainte de a fi arestați, hoții au protestat. Nu, înainte de a fi arestați, hoții n-au protestat. Au intrat studenții în clasă înainte de a suna soneria? Da, înainte de a suna soneria, studenții au intrat în clasă. Nu. Înainte de a suna soneria, studenții n-au intrat în clasă. Ați cumpărat mașina înainte de a avea toți banii? Da. Am cumpărat mașina înainte de a avea toți banii. Nu. N-am cumpărat mașina înainte de a avea toți banii. Ați telefonat înainte de a pleca de acasă? Da. Am telefonat înainte de a pleca de acasă. Nu. N-am telefonat înainte de a pleca de acasă. S-a spălat studentul înainte de a se duce în oraș? Da, înainte de a se duce în oraș, studentul s-a spălat. Nu, înainte de a se duce în oraș, studentul nu s-a spălat. S-a uitat fata la televizor înainte de a se culca? Da, înainte de a se culca, ea s-a uitat la televizor. Nu, înainte de a se culca, ea nu s-a uitat la televizor. Te-ai logodit înainte de a te căsători? Da, înainte de a mă căsători, m-am logodit. Nu, înainte de a mă căsători, nu m-am logodit. Te-ai îmbrăcat cu haine civile înainte de a te duce în oraș? Da, înainte de a mă duce în oraș, m-am îmbrăcat cu haine civile. Nu, înainte de a mă duce în oraș, nu m-am îmbrăcat cu haine civile. S-au dezbrăcat studenții înainte de a se culca? Da, înainte de a se culca, studenții s-au dezbrăcat. Nu, înainte de a se culca, studenții nu s-au dezbrăcat. Au oprit șoferii mașinile înainte de a se ciocni? Da. Înainte de a se ciocni, ei au oprit mașinile. Nu, înainte de a se ciocni, ei n-au oprit mașinile. Ați stins lumina înainte de a vă culca? Da, înainte de a ne culca, am stins lumina. Nu, înainte de a ne culca, n-am stins lumina. Ați curățat scaunele înainte de a vă așeza? Da. Am curățat scaunele înainte de a ne așeza. Nu, n-am curățat scaunele înainte de a ne așeza. Ce a făcut studentul înainte de a-și învăța lecția? Înainte de a-și învăța lecția, studentul a mers în oraș. Ce a mâncat studentul înainte de a-și bea cafeaua? Înainte de a-și bea cafeaua, studentul a mâncat niște ouă. Te uiți la televizor înainte de a-ți învăța lecția? Da, înainte de a-mi învăța lecția, mă uit la televizor.
Nu, înainte de a-mi învăța lecția, nu mă uit la televizor. Înveți cuvintele noi înainte de a-ți scrie lucrul acasă? Da, înainte de a-mi scrie lucrul acasă, învăț cuvintele noi. Nu, înainte de a-mi scrie lucrul acasă, nu învăț cuvintele noi. Ce fac studenții înainte de a-și învăța lecția? Înainte de a-și învăța lecția, studenții învață cuvintele noi. Înainte de a-și învăța lecția, studenții se odihnesc. Ce fac șoferii înainte de a-și parca automobilele? Înainte de a-și parca automobilele, ei caută un loc de parcat. Nu știu ce fac șoferii înainte de a-și parca automobilele. Ce faceți înainte de a vă duce în oraș? Înainte de a ne duce în oraș, ne îmbrăcăm. Înainte de a ne duce în oraș, nu facem nimic. Înainte de a vă citi ziarul, beți o cafea? Da, înainte de a ne citi ziarul, bem o cafea. Nu, înainte de a ne citi ziarul, nu bem o cafea. Cine are dreptul de a vota în Statele Unite? Toți cetățenii au dreptul de a vota în Statele Unite. Cine are dreptul de a vota în România? Membrii Partidului Comunist au dreptul de a vota în România. Cine are dreptul de a purta o uniformă militară? Toți soldații au dreptul de a purta o uniformă militară. Cine n-are dreptul de a purta o uniformă? Civilii n-au dreptul de a purta o uniformă. Dialog. În drum spre ocean, unde merge la pescuit, Nae Bucur se întâlnește cu un prieten, Ion Neață. Neață, care este pasiunea dumitale, domnule Bucur? Bucur, pasiunea mea este pescuitul. Cum te pregătești înainte de a te duce la pescuit? Înainte de a mă duce la pescuit, pun în raniță tot ce-mi trebuie. Ce îi trebuie unui pescar? Îi trebuie o undiță, fir, cârlig, vierni și o tigaie. Nu poți prinde pești cu o tigaie? Nu, însă îi poți frige pe cei pe care îi prinzi. Nu te plictisești singur? Când mă plictisesc, înot în ocean. Pescuiești din barcă sau de pe mal? Din barcă. Am o barcă mică cu lopeți. Îți place să lopătezi? Îmi place. E un sport plăcut. Ce faci când plouă? Mă adăpostesc sub un copac. Nu crezi că e periculos când fulgeră și trăsnește? Eu nu cred în superstiții. Să-ți spun ce i s-a întâmplat unui om care s-a adăpostit sub un copac? Spune-mi. A fost trăsnit și omorât. Nu mă speria. În orice caz, mulțumesc pentru sfat. Noroc la pescuit. Mulțumesc. Please repeat the following. Care este pasiunea dumitale, domnule Bucur? Pasiunea mea este pescuitul. Cum te pregătești înainte de a te duce la pescuit? Înainte de a mă duce la pescuit, pun în raniță tot ce îmi trebuie. Ce îi trebuie unui pescar? Îi trebuie o undiță, fir, cârlig, vierm și o tigaie. Nu poți prinde pești cu o tigaie.
Nu, însă îi poți frige pe cei pe care îi prinzi. Nu te plictisești singur? Când mă plictisesc, înot în ocean. Pescuiești din barcă sau de pe mal? Din barcă. Am o barcă mică cu lopeți. Îți place să lopătezi? Îmi place, e un sport plăcut. Ce faci când plouă? Mă adăpostesc sub un copac. Nu crezi că e periculos când fulgeră și trăznește? Eu nu cred în superstiții. Să-ți spun ce i s-a întâmplat unui om care s-a adăpostit sub un copac? Spune-mi. A fost trăsnit și omorât. Nu mă speria. În orice caz, mulțumesc pentru sfat. Noroc la pescuit. Mulțumesc. Exerciții gramaticale. Ce face domnul Bucur înainte de a merge la pescuit? Înainte de a merge la pescuit, domnul Bucur își controlează undița. Înainte de a merge la pescuit, el nu face nimic. Înainte de a frige un pește, trebuie să-l prinzi? Da, înainte de a frige un pește, trebuie să-l prinzi. Nu, înainte de a frige un pește, nu trebuie să-l prinzi. Înainte de a mânca un pește, trebuie să ai o sticlă de vin? Da, înainte de a mânca un pește, trebuie să ai o sticlă de vin. Nu, înainte de a mânca un pește, nu trebuie să ai o sticlă de vin. Te adăpostești sub un copac înainte de a începe ploaia? Da, înainte de a începe ploaia, mă adăpostesc sub un copac. Nu, înainte de a începe ploaia, nu mă adăpostesc sub un copac. Înnoți înainte de a face plajă? Da, înnot înainte de a face plajă. Nu, nu înnot înainte de a face plajă. Înveți lecția înainte de a te uita la televizor? Da. Înainte de a mă uita la televizor, învăț lecția. Nu, înainte de a mă uita la televizor, nu învăț lecția. Beau studenții cafea înainte de a veni la școală? Da, înainte de a veni la școală, studenții beau cafea. Nu, înainte de a veni la școală, studenții nu beau cafea. Fumează studenții înainte de a intra în clasă? Da, înainte de a intra în clasă, studenții fumează. Nu, înainte de a intra în clasă, studenții nu fumează. Sunt toți studenții prezenți înainte de a suna soneria? Da, înainte de a suna soneria, toți sunt prezenți. Nu, înainte de a suna soneria, nu toți sunt prezenți. Înainte de a vă duce acasă, vă opriți la băcănie? Da,
Înainte de a ne duce acasă, ne oprim la băcănie. Nu, înainte de a ne duce acasă, nu ne oprim la băcănie. Vă cere chelnerul bani înainte de a vă servi? Da, înainte de a ne servi, chelnerul ne cere bani. Nu, înainte de a ne servi, chelnerul nu ne cere bani. Vă plictisiți înainte de a se termina filmul? Da, înainte de a se termina filmul, ne plictisim. Nu, înainte de a se termina filmul, nu ne plictisim. A lucrat profesorul înainte de a veni la școala asta? Da, înainte de a veni la școala asta, el a lucrat. Nu, înainte de a veni la școala asta, el n-a lucrat. Ai controlat undița înainte de a pleca la pescuit? Da, înainte de a pleca la pescuit, am controlat-o. Nu, înainte de a pleca la pescuit, n-am controlat-o. Au înotat mult marinarii înainte de a se înneca? Da, înainte de a se înneca, marinarii au înotat mult. Nu, înainte de a se înneca, marinarii n-au înotat mult. Ați fript peștii înainte de a veni acasă? Da, înainte de a veni acasă, am fript peștii. Nu, înainte de a veni acasă, n-am fript peștii. Ce face studentul înainte de a-și învăța lecția? Înainte de a-și învăța lecția, studentul mănâncă. Ce faci înainte de a-ți bea cafeaua? Înainte de a-mi bea cafeaua, citesc ziarul. Ce fac studenții înainte de a-și scrie lecțiile în caiet? Înainte de a-și scrie lecțiile în caiet, studenții le învață. Ce faceți dumneavoastră înainte de a vă bea cafeaua? Înainte de a ne bea cafeaua, fumăm o țigară. Dumneata ai un automobil. Îl speli înainte de a-l conduce? Da, înainte de a-l conduce, îl spăl. Nu, înainte de a-l conduce, nu-l spăl. Îl cureți înainte de a-l vinde? Da. Înainte de a-l vinde, îl curăți. Nu, înainte de a-l vinde, nu-l curăți. Dumneata ai o mașină. O speli înainte de a o vinde? Da, o spăl înainte de a o vinde. Nu, înainte de a o vinde, n-o spăl. Cumperi benzină și ulei înainte de a o conduce? Da, înainte de a o conduce, cumpăr benzină și ulei. Nu, înainte de a o conduce, nu cumpăr benzină și ulei. Câtă bere a cumpărat studentul? Studentul a cumpărat o sticlă de bere. Câtă carne ai cumpărat? Am cumpărat 1 kilogram de carne. Câtă cafea au băut studenții? Studenții au băut 8 cești. De cafea. Cât ceai ați comandat? Am comandat 1,5 kilograme de ceai. Ce fel de gard are curtea dumitale? Curtea mea are un gard de lemn. Ce fel de scaun este ăsta? Ăsta este un scaun de lemn. Ce fel de pahar este ăsta? Este un pahar de vin. Ce fel de carte este asta? Este o carte de limba română. Din ce material este peretele acesta? Peretele acesta este de lemn. De cine ai fost trimis aici? Am fost trimis aici de comandantul meu. De cine este scrisă cartea? Cartea este scrisă de domnul Liviu Rebreanu.
De cine ești întrebat în clasă? În clasă sunt întrebat de profesor. De cine ești sfătuit? Sunt sfătuit de un preot militar. De unde ai luat cartea? Am luat cartea de pe masă. Am luat-o de pe masă. De unde ai luat dicționarul? Am luat dicționarul de pe scaun. L-am luat de pe scaun. De unde ai venit? Am venit din România. De unde ai trimis scrisoarea? Am trimis scrisoarea din România. Am trimis-o din România. De unde s-a întors domnul Mitică? S-a întors din România. Nu știu de unde s-a întors. Exerciții gramaticale suplimentare. Ce-a făcut camaradul dumitale înainte de a veni aici? Ce ai făcut înainte de a veni aici? Înainte de a veni aici, am lucrat în Ohio. Înainte de a veni aici, a lucrat în Ohio. Ce face el înainte de a fuma? Ce face el înainte de a învăța lecția? Ce face el înainte de a o scrie? Ce face el înainte de a se uita la televizor? Ce face el înainte de a-și învăța lecția? Ce face el înainte de a scrie lecția? Ce face el înainte de a-și bea cafeaua? Ce face el înainte de a se duce acasă? Camaradul dumitale are un automobil. Ce-a făcut el înainte de a-l cumpăra? Ce a făcut el înainte de a-l conduce? Ce-a fost el înainte de a fi soldat? Ce a crezut el despre profesori înainte de a-i vedea? Ce a crezut el despre limba română înainte de a o învăța? Ce a crezut el despre statul California înainte de a-l vizita? Ce a crezut el despre orașele din California înainte de a le vedea? Ce a crezut el despre clasele școlii înainte de a le vedea? Ce ai vrea să faci în loc de a sta aici? Câtă bere a cumpărat? El a cumpărat o sticlă de bere. Câtă carne a cumpărat? Câtă cafea a băut? Cât ceai a comandat? Ce fel de gard a avut curtea? Curtea a avut un gard de lemn. Ce fel de scaun este ăsta? Ce fel de masă este asta? Ce fel de pahar este ăsta? Din ce este harta asta? Din ce este cartea asta? Din ce este peretele ăsta? De cine sau de către cine ai fost trimis aici? Am fost trimis de către comandantul meu. De cine este scrisă cartea? De cine este vizitat prietenul? De cine ești întrebat? De cine ești sfătuit? De cine ești plătit? De unde ai luat cartea? Am luat cartea de pe masă. Am luat cartea de acolo. De unde s-a coborât? De unde s-a întors? De unde ai venit? De unde ai trimis scrisori? Bucată de citire. L-a pescuit. Naie Bucur are o pasiune.
îi place să pescuiască. Îi plac lui și alte sporturi, însă astăzi s-a hotărât să se ducă la pescuit înainte de a se duce în oraș. Este o zi frumoasă, cerul e senin, aerul e curat, nu bate vântul și soarele strălucește. Înainte de a-și controla undița, el își pune în raniță toate lucrurile de care are nevoie la mare. Înainte de a pleca, el încuie ușa casei. Ajunge la mare și se așează pe mal. Acum pune un vierme în cârligul undiței, aruncă firul în apă și, ca orice pescar, așteaptă. Deodată undița se mișcă. El o trage afară din apă și vede la capăt un pește mare. E ora prânzului și lui e foame. Înainte de a pregăti peștele, el face un foc, apoi frige peștele în tigaie. Când peștele este fript, el îl mănâncă, aruncă oasele și bea un litru de vin. Peștele vrea să înnoate în lichid. Cine nu știe să înnoate, se înneacă. Naie Bucur se plictisește de pescuit și pleacă. Se urcă într-o barcă și lopătează până la o insulă din apropiere. El ajunge și trage barca la mal. Înainte de a se întinde pe nisip să facă plajă, el se dezbracă de haine și își pune costumul de baie. El se trezește tocmai înainte de a apune soarele. Naie Bucur ia barca și se întoarce. Încă înainte de a ajunge la mal, începe să plouă cu picături mari. Pe cer sunt nori negri și este aproape întuneric. El fuge repede și se adăpostește sub un copac mare. Vezi, se gândește el, nu totdeauna ziua bună se cunoaște de dimineață. Deodată copacul este trăznit și fulgerul îl atinge pe Naie Bucur. El cade jos, leșinat. El se trezește după vreo 4 ore. Îl doare capul, abia se mișcă și încet, ca un om beat, se duce spre casă. Romanian Basic Course Lesson 56B. Întrebări. 1. Care este pasiunea lui Naie Bucur? 2. Își controlează Naie Bucur undița înainte de a pleca la pescuit? 3. Și-a încuiat el ușa casei înainte de a pleca? 4. Ce-a făcut Naie Bucur după ce a pus un vierme în cârligul undiței? 5. Cum știe un pescar dacă a prins un pește? 6. În ce a fript Naie Bucur peștele pe care l-a prins? 7. Ce a făcut Naie Bucur cu oasele peștelui? 8. Este adevărat că unui pește îi place să înnoate în lichid? 9. Dacă nu știi să înnoți, te înneci? 10. Până unde a lopătat Naie Bucur după ce s-a urcat în barcă? 11. Cum era vremea când s-a întors de la insulă? 12. Unde s-a adăpostit Naie Bucur? 13. A fost Naie Bucur atins de fulgerul care a trăsnit copacul? 14. După câte ore s-a trezit? 15. Cum s-a întors Naie Bucur acasă?
teme pentru ora de aplicație. Studentul se uită la tablouri și vorbește întrebuințând formele gramaticale învățate. Înainte de a se duce la pescuit, domnul Bucur își ia undița. Înainte de a arunca firul în apă, el pune un vierme în undiță. Un student spune o poveste despre un pește pe care l-a prins. Un student este profesor și altul este barcagiu. Ei spun gluma pe care au citit-o. Lectură. Într-o zi, un profesor s-a dus la pescuit. Profesorul a angajat o barcă cu lopeți și un barcagiu care să lopăteze. În timp ce mergeau spre o insulă, profesorul l-a întrebat pe barcagiu: știi ceva despre matematică? Nu, nu știu nimic despre asta, a răspuns barcagiul. Păcat, a zis profesorul. Un sfert din viața dumitale este pierdută. Mai târziu, profesorul a întrebat iarăși pe barcagiu: știi ceva despre geometrie? N-am auzit niciodată nimic despre asta, a răspuns barcagiul. Ai pierdut jumătate din viața dumitale, a zis profesorul. După câteva minute, profesorul a întrebat iarăși: știi ceva despre astronomie? Astronomie? N-am auzit niciodată nimic despre astronomie. Îmi pare rău, a spus profesorul. Dumneata nu știi nimic despre matematică, nu știi nimic despre geometrie și nu știi nimic despre astronomie. Trei sferturi din viața dumitale sunt pierdute. Chiar atunci a început o furtună puternică și barca s-a lovit de o stâncă. Barcagiul a sărit în apă. Știi să înnoți? L-a întrebat barcagiul pe profesor. Nu, nu știu să înnot. N-am învățat, a răspuns profesorul. Păcat, în cazul acesta vei pierde întreaga dumitale viață, i-a răspuns barcagiul. Termeni de geografie. 1. Peninsulă, peninsule. 2. Golf, golfuri. 3. Ist, istmuri. 4. Strâmtoare, strâmtori. 5. Insulă, insule. 6. Arhipelag, arhipelaguri. 7. Cap, capuri. 8. Canal, canale. Peninsula Balcanică este în sudul Europei. Un vas de război a intrat în golful Monterey. Istmul Panama este între America de Nord și America de Sud. Strâmtoarea Gibraltar este între Europa și Africa. Anglia este o insulă mare. La sud de Grecia este un arhipelag. Capul Bunei Speranțe este la sudul Africei. Canalul Suez este între Asia și Africa. Proverb: peștele de la cap se împute. Teme acasă. Întrebări. 1. Unde te-ai adăposti dacă ar începe să plouă? 2. La ce oră a apus soarele ieri? 3. Dacă ai fi fost atins de fulger, ai fi fost omorât? 4. Îți controlai undița când mergeai la pescuit?
5. Dacă ai prinde un pește, în ce l-ai frige? Șase. Te-ai înneca dacă n-ai ști înota? 7. Înainte de a te întinde pe canapea, te dezbraci? 8. Ce îți trebuie ca să poți lopăta o barcă? 9. Se mișcă un pește repede în apă? 10. Unde ți-ar plăcea să mergi la pescuit vara viitoare? 11. Ce te plictisește mai mult? 12. Ai merge la pescuit dacă soarele ar străluci pe cer? 13. Cunoști pe cineva care a fost trăsnit de un fulger? 14. Îți place să faci plajă? 15. Care este pasiunea dumitale? Vă rog să scrieți o compoziție despre 1. O zi la pescuit. 2. Peștele pe care nu l-am prins. Teme pentru magnetofon. 1. Vă rog să vorbiți liber, aproximativ 2 minute, despre un tanchist care a fost rănit pe câmpul de luptă, un erou din războiul al doilea mondial pe care îl cunoașteți. Expresii idiomatice. A face plajă. Din apropiere. Vocabular. Barcă, bărci. Capăt, capete. Cârlig, cârlige. Fir, fire. Fir de iarbă, fir de telefon, fir de păr. Insulă, insule. Lichid, lichide. Pasiune, pasiuni. Pescar, pescari. Picătură, picături. Raniță, ranițe. Tigaie, tigăi. Undiță, undițe. Vierme, viermi. Verbe. A adăposti, adăpostesc, adăpostit. A se adăposti, mă adăpostesc, m-am adăpostit. A apune, apus. A atinge, ating, atins. A controla, controlez, controlat. A frige, frig, fript. A se împuți, împut, împuțit. A se înneca, mă înnec, m-am înnecat. A înnota, înnot, înnotat. A întinde, întind, întins. A lopăta, lopătez, lopătat. A mișca, mișc, mișcat. A pescui, pescuiesc, pescuit.
A plictisi. Plictisesc. Plictisit. A se plictisi. Mă plictisesc. M-am plictisit. A străluci. Strălucesc. Strălucit. A trăsni. Trăsnesc. Trăsnit. This is the end of lesson 56B.